Industria alimentară este una dintre materiile care duce renumele Liceului Tehnologic Ioan Bojor în toată țara. Pentru a noua oară consecutiv, școala va participa la Olimpiada de Industrie Alimentară, iar de această dată meritul este al elevei Mădălina Cășvean din clasa A11 a 11-a de. Încă de anul trecut s-a pregătit pentru acest concurs, iar la faza județeană a ocupat locul întâi. Și nu a fost un examen ușor. Lucrări scrise și lucrări practice. Lucrările scrise încep cu un test grillă, până la un neseu. Iar lucrările practice sunt practice. Doi profesori ai liceului o îndrumă pe elevă pentru a face față testului pe care îl reprezintă Olimpiada Națională. Atul Mădăline este însă faptul că îi place materia și o învață cu drag. Este o fată care se descurcă la toate materiile, îmbină cunoștințele de la celelalte materii, matematică, chimie, fizică, mai ales pentru tehnologie ce aș putea să spun? Să aibă încredere în ea, să fie perseverent acum pe ultimii metri și multă seriozitate. E o materie de bază în care chiar dacă participi sau nu participi la un concurs pe acest domeniu, trebuie să-ți placă și îl înveți pur și simplu din viața de zi cu zi. Nu e nimic greu în asta, trebuie doar să depui un pic mai mult efort decât la orele de curs și e în regulă totul. Liceul Răghinean participă la Olimpiada de Profil din anul 2007 și mereu s-a remarcat la nivelul celor patru școli din județ, dar și la etapa națională. Profesoara Maria Fărcaș a fost alături de majoritatea elevilor calificați de-a lungul anilor. Vom avea, cu această participare, nouă prezențe ale elevilor noștri la centrele de examinare din țară. Unii sunt pasionați. Deci mi-aduc aminte de prima participare în 2007, lucra la o brutărie persoana respectivă și abia după ce a început să lucreze la brutărie, să facă ea produsele respective, era atât de atentă la oră, era pasionată și mă bucur extraordinar de mult și de cei care participă la Olimpiadele Naționale, dar cei care vor lucra pe urmă în domeniul industriei alimentare. Finala Olimpiadei de Industrie Alimentară va avea loc săptămâna viitoare la Galați.